ziua, mă numesc Adelina Sabău, sunt voluntar în cadrul proiectului Cetățenii Achizi pentru Bacău, proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG din România. Astăzi continuăm seria de interviuri Jos Pălăria și vom discuta despre lucrurile făcute din pasiune și despre transpunerea acesteia într-o carieră de succes. Alături de mine se află astăzi actorul Bogdan Matei. Bună ziua! Bună ziua! Aș dori să încep prin a vă întreba cum ați descoperit pasiunea pentru actorie și când ați decis să o transformați într-o carieră? O să spun mai întâi că eu am dat pălăria jos, nu o să mai dau acum, de asta am venit la interviu. Nu am descoperit, a venit pur și simplu. A venit pur și simplu pentru că atunci când eram copil vreau să mă fac altceva, vreau să mă fac preot, după care am vrut să mă fac militar. Și prin clasa 9-a, când am ajuns la un liceu de matematică-fizică, am descoperit acolo trupa de teatru al liceului. Și era un fel de evadare din programul de rutină cu matematică, fizică, chimie, săptămânal. Și mi-a plăcut foarte mult, după care am început niște colaborări cu teatru din Piatra Neamț și așa m-am hotărât în clasa 12-a să urmez actoria. A venit normal, firesc, nu pot să zic. Mi-am dorit de când eram copil, nu e o prostie asta. Și ce v-a atras cel mai mult la această profesie? E foarte mult de muncă. În primul rând trebuie să muncești cu tine. Trebuie să fii foarte riguros cu tine însuți, după care să-ți respecti foarte mult colegii și să respecti viața în general, să respecti oamenii din jurul tău, să ajungi să-i cunoști foarte bine, pentru că tu ajungi odată pe scenă, trebuie să aduci, în afară de tipologii, trebuie să aduci sufletul oamenilor și sufletul oamenilor îl descoperi în jurul tău. Și atunci o meserie în continuă schimbare, în continuă căutare, descoperi lucruri noi, poți să fii ce nu poate nimeni să fie. Dacă tu ți-ai dorit când erai mică să fii doctoriță, dar ai ajuns economistă, ei bine, noi pe scenă putem să întruchipăm diferite personaje cu diferite meserii și atunci când ai un rol, aprofundezi meseria respectivă. Dacă eu ajung ca un doctor, atunci sunt interesat de cum operează, ce face. Am joc acum la Iași, într-o premieră, în care joc un profesor de matematică de astronomie. Și a trebuit să mă, pentru că vorbește despre stele, despre ursa mare, despre carul mare, a trebuit să mă documentez, să văd ce zice acolo, pentru că așa am descoperit, întâmplător, studiind personajul respectiv, că în ursa mare se găsește carul mare. Apar n-aveam lucrul ăsta, dar și descoperi foarte multe lucruri noi care îți îmbogățesc viața ta și la rândul tău poți să îmbogățești viața celorlalți, nu numai pe scenă jucând, ci și în viața de toate zilele. Spuneți că pregătindu-vă pentru un personaj, vă documentați înainte. Da. Ce fel de alte tehnici folosiți? Tehnicile, în primul rând, singura tehnică e să crezi în ceea ce faci. Asta este singurul lucru care, nu singurul, dar cel mai important lucru care eu, de exemplu, am terminat facultatea de actorie, lucru pe care nu l-am înțeles atunci, dar am înțeles lucrând mai târziu cu diferiți regizori, cu tehnicile lor de a lucra, cu colegi care au diferite tehnici de modalități de a înțelege textul, unii învață din start, de la început și vin cu el gata învățat, după care adaugă mișcarea. Tehnici, dacă te rezumi la o singură tehnică, atunci e foarte greu, trebuie să cunoști foarte multe tehnici, să fii tot timpul prezent, viu, pentru că altfel, nu. Deci nu există o tehnică, sunt tehnici, dar nu pot să zic că îmi scot sertarul numărul 3 cu tehnica numărul 4 la personajul X și după aceea. Nu, totul evoluează, e viu, da. Orice persoană care decide să transforme pasiunea sa în carieră întâmpină anumite obstacole. Cum ați reușit să treceți peste acestea? În orice carieră întâmpină obstacole. Important e dacă vrei să o duci până la capăt, poți să renunți. Dar renunțând, bine, dacă ești conștient că nu ți se potrivește, ar trebui să renunți din start. Dacă crezi că ai un cuvânt de spus sau poți să evoluezi în meseria asta, atunci ar trebui să continui pe drumul ăla. Pentru că dacă te întorci, e un timp pe care, un timp din viața ta, pe care nu-l mai recuperezi niciodată. Adică dacă tu ți-ai petrecut 10 ani făcând medicină și ai renunțat și te apuci de filozofie sau de altceva, poți să reușești în domeniul respectiv, dar ai pierdut aia 10 ani și atunci e bine să, nu știu, viața are diferite căi. Dar eu sunt de părere că odată ce ai pornit pe un drum, chiar dacă întâmpini greutăți, chiar dacă ai obstacole, trebuie să înveți să treci peste ele, să fii open mind, să ai sufletul deschis, cald,
accepti părerile celorlalți și să mergi mai departe. Considerați că există o cheie a succesului sau fiecare om își poate dezvolta propria rețetă în ceea ce privește atingerea scopului? Depinde cum raportezi succesul la oameni. De exemplu, pot să zic într-o seară, la un spectacol în care e o sală caldă, e o sală, adică oameni, spectatorii sunt calzi, sunt plăcuți, aplaudă la final, ăla poate să fie un succes. Succesurile țin de moment. Nu pot să defilezi cu un singur succes toată viața. Trebuie să te bucuri de fiecare lucru care apare în viața ta și să-l iei ca pe un succes personal al tău și după aceea să ai o recunoaștere, mai mult sau mai puțin, față de societatea în care trăiești. Să zic că da, uite, ai succes, ești. Succesul e relativ. Înțeleg. Care a fost una dintre cele mai frumoase experiențe trăite pe scenă? Ați avut experiențe mai puțin plăcute? Întotdeauna când intri pe scenă e ca și cum ai urcat pe un munte. Tu îți pregătești echipamentul, îți iei bocancii, îți iei rucsacul, îți pui geaca de ploaie, îți pui aia și urci pe munte. Dar în momentul în care ai pus primul picior pe la poalele muntelui, nu știi ce te așteaptă până în vârf. Poate să vină grindină, poate să vină nisoare, poate să fie avalanșă, poate să alunești pe piatră. O fracțiune de secundă, dacă nu ești atent, poți să-ți rupi piciorul. Cam așa e și pe scenă. Tot timpul trebuie să fii atent la foarte multe, foarte multe lucruri. Și sunt întâmplări plăcute cu care povestești, sunt întâmplări mai puțin plăcute, sunt glumițe pe care le fac colegii în culise. Dar toate astea fac parte din meseria noastră. Și până la urmă, chiar și lucrurile neplăcute care se întâmplă, accidente sau, să zicem, e în succesul tău, care îl simți într-o seară, că n-ai fost la înălțimea rolului pe care voiai să-l fii, chiar și alea se pot transforma în ceva frumos și atunci rămân niște amintiri plăcute. Nu există. Eu n-am. În momentul când sunt pe scenă, nu mă mai gândesc. E frumos, e plăcut, pur și simplu sunt acolo. Când cobor de pe scenă, mă întorc la viața normală, cotidiană, sunt eu, acolo e altceva. Dar lucrurile pe scenă ar trebui să fie frumoase, în general. Cum reușiți să treceți peste emoțiile înainte de oricare pe scenă? Nu reușești niciodată. Dar e o transformare, e o metamorfoză, în general, a actorilor. E foarte greu în momentul în care... Și apropo de tehnici, sunt tehnici de respirație, de concentrare, de unii fumează o țigară, două, cinci, un pachet de țigări, beau cinci cafele, s-au liniștit, intră pe scenă. Emoțiile sunt tot timpul, pentru că suntem oameni și sunt, la noi actorii sunt mult mai mari emoțiile în general, pentru că trăim emoțiile altor oameni sau le interpretăm. Și atunci ai emoțiile tale și ai și emoțiile personajului. Și se dublează. De asta, în două ore de spectacol, uneori trăim cât nu trăiesc alți oameni o săptămână sau o lună. Trecem prin stări în care un om normal s-ar putea într-o săptămână să nu se ducă la birou, se întoarcă de la birou, mănâncă, doarme, se liniștește, nu plânge, nu se enervează. Nu. Dar noi, în două ore, un timp concentrat în care ardem mai mult decât arde un om. V-ați vedea profesor într-un alt domeniu? Da, eu am profesat în alt domeniu. Am lucrat într-o firmă de publicitate. Bine, în alt domeniu în sensul că lucram la firma de publicitate, dar ca bază era de fapt tot relația cu oamenii, cu interacțiunea cu oamenii în general. Erau diferite activări în magazine, în restaurante, cluburi și atunci intrai în contact direct cu oameni, ca și cum noi actorii am intrat în contact direct cu publicul. Bine, la teatru e diferența dintre scenă și sală, dar, de exemplu, lucrând la firma respectivă, am învățat să sparg cumva bariera pe care există, sau bariera care există în teatru, acea diferență dintre sală. Mesajul pe care îl transmit să fie direct, să fie canalizat către spectator, astfel încât el să nu fie nevoie să scoată telefonul, ok, eu mai durează două ore, da. Okay. Ce le puteți recomanda tinerilor care doresc să-și urmeze visul?
visul lor, să cred. Fără credință, nu se poate face nimic. Dacă tu nu crezi în ceea ce faci, dacă nu, tu nu crezi în interviul pe care îl iei astăzi mie, nu o să creadă nici cei care îl urmăresc acum. Dacă eu nu cred în ceea ce spun eu acum, nu o să mă creadă nici cei care o să vadă acest interviu. Și pentru tineri e bine să creadă și e bine să știe la un moment dat că există niște limite. Și să-și cunoască, în primul rând, să-și cunoască propriile lor limite, pentru că așa visăm toți. Visăm la, nu știu, la o viață extraordinară, strălucitoare. Dar trebuie să știm de unde plecăm, din ce societate facem parte, dacă putem să schimbăm cumva societatea. Pentru că dacă noi schimbăm societatea sau eu te schimb pe tine, ne e bine la amândoi. Și atunci credem și mergem mai departe în visurile noastre. Pot să-mi împlinesc visul și am nevoie de ajutor. Nimic nu se face singur. Oricât de mult ai spera, ai visa, ai nevoie de cineva lângă tine care măcar să te susțină moral, nu neapărat financiar, dar să-ți fie alături, să te sprijine în visul respectiv și să creadă. Mulțumesc frumos pentru... Și eu mulțumesc frumos.